Bun găsit, Adi, n-o să-ți vină să crezi, sunt primul tău reporter în emisiunea ta Pâine și Circ. Astăzi îți aduc aici, în fața celor care se uită aici pe Baricada TV, cei peste 80.000 de telespectatori, o personalitate a rădenilor, a vestului țării, este Sică Sicriu, îi spunem noi, așa l-am botezat în ultima clipă, o să ne spună cum se numește. Mă numesc Sicrea Vasile. Sicrea Vasile. Mi se mai spune și Adi. Mi se spune și Adi. Iată, este un mare cântăreț de muzică spaniolă, nu? Muzică spaniolă și română. Ce și muzică îți place să cânt? Când compun muzică creștină. Pe unde ai studiat? N-am studiat nicăieri, este un dar de la Dumnezeu. Și când l-ai primit? De Moș Crăciun sau a venit înainte? L-am primit. De când cânti? De mic. A, de mic copil. În timp ce erai mic, da. A venit un cadou de sărbători și a primit iată acest har dumnezeiesc. Unii primesc și lucruri frumoase pe lumea asta, este foarte interesant. Ce o să ne cânti? Că trebuie să ne și cânti. Este o piesă care este, o iubesc foarte mult eu. Da? În spaniolă este o compoziție de-a mea. Da, cum se numește? Iată, compoziție proprie, atenție. Porque mi amor. Adi, ceva cu porcul. Porque san es muy prea tristo. Dar mai tare se audă telespectatorii și cu viață. Porque estás muy prea tristo. Așa, perfect. Muzica! Porque estás muy prea tristo. Porque, porque estás muy prea tristo. Ay, te habla conmigo. Ay, te habla conmigo. Porque estás muy prea tristo. Questo cardina te ne so un cardigamo muy preaturo la vida estás todo yo maná si tú te vas si tú te vas yo soy un hombre muerto si tú te vas si tú te vas soy un hombre no importa que me ponga un café ¿por qué te vas? Senta conmigo que hablo uno menos dos si tú te vas si tú te vas yo soy un hombre de Oborto. Spectator pe Baricada TV, Pâine și Circ cu Adi. Stai că nu pleci. Spune, îți plac animalele? Da, foarte mult. Dă-mi te rog cățelul. Hai aici la tata. Hai cu tata.
Cum, pleci în Spania, am înțeles, da? Da? Ți-ar plăcea să ai așa un suflet lângă tine? Da. Să ai putea să cânți cu câinele, da, pe umărul tău? Pe umărul meu nu știu dacă asta, că trebuie să tâng chitara. Da, așa, cu o mână, să-l ții, să-l mângâi, să cânți un cântec pentru animale, pentru sufletul animalelor. Cântă-i un cântecel. Sau un refren, mă rog. E un cățeluș. Dedicație specială, da? Pe o stradă. Așa. Nu-i abandonați, îngrijiți-i, că sunt niște fapturi foarte minunate. Prietenul omului cel mai bun este cățelul. El nu te va vinde și te va iubi ca și un stăpân bun și milor. Vă mulțumesc! Senzațional! Am înțeles că pleci în Spania. Sunt, da, ultimele momente în România. Da. Ți-a luat bilete de avion. Da. Unde? La, la cargo sau la... Barcelona. La pasager. La Barcelona, plec. La cargo sau la pasager? La pasager, normal, dar nu sunt bagaj, domnule. Mă gândeam că te pui la bagaje. Tot așa. Am înțeles că e mai ieftin, serios. Mi-a zis cineva că poți și e mult mai ieftin. La, la pasager și unde vei merge? Barcelona. La Barcelona. Ce-ți place ție? Ce știi tu despre Barcelona? Nu știu nimica. E prima dată care intru în Barcelona. Am fost în Spania acum... Nu știi niciun monument istoric? Nu, nu cunoști pe nimeni cunosc, acolo? Nu cunosc, nu cunosc. Am mai fost în Bilbao. Dar știi cum sunt spaniolii? Corazon? Da, sunt foarte buni. Molto corazon. Sunt niște oameni calmi. Și ce vei face pe străzile Barcelonei? Voi cânta. Pe străzi? Da. Nu pot să cred. Cum vei cânta? Hai să ne imaginăm, dragi telespectatori, privitorii noștri, ieșim pe stradă cu Adi, acest minunat cântăreț române, din România, și ne vom imagina că suntem pe străzile Barcelonei și el ne cântă. Câțiva pași, te rog! Și voi cânta cea mai... Super! Renumită piesă! Cea mai renumită piesă, iată, în exclusivitate! Așa, suntem pe străzile Barcelonei. Eu lângă tine am biruință, lângă tine, Domnul meu. Eu lângă tine scap de toate, de necaz, de orice fel. Tu-mi ești a mea mângâiere, o Doamne, tu vei la mâna ta m-a scos din valuri, chiar din furtună și neca. Mi-ai rămas a mea nădejde, o Doamne, dar mi-ai rămas al meu stăpân, dar mă încred în tine, Doamne. Tine vreau să rămân. Extraordinar. Și acum un mesaj. Atenție, un mesaj pentru toți cei care se uită pe Baricada TV. Un mesaj care la Spania, din Spania, pentru românii de la Baricada, care se uită la Baricada. Vreau să spun tuturor românilor, mesajul care îl pot da este așa, în felul următor: aveți credință în Dumnezeu. Aveți credință în Fiul Său. Dumnezeu este bun, milos, plin de milă și de îndurare. Îndurarea lui ține până în viață. Este scris în Faptele Apostolilor că cine se încrede în Domnul are viața mai frumoasă. Vă îndemn doar. Cercetați scripturile, spune Domnul Iisus Hristos. Când a fost între noi pe pământ, El a fost plin de milă, de îndurare
El a răbdat ca piroanele să-i străpungă pălmile, să fie batjocorit și chinuit. Și a spus Domnul Iisus că săracilor să li se vestească Evanghelia, Evanghelia ce ar putea însemna, adică cuvântul lui Dumnezeu, care este plin de milă și de îndurare. O, tu omule, care auzi aceste cuvinte, spun ca Domnul Iisus să te binecuvinteze. Dacă se cumva se va face o preselecție și să fiu ales ca să ajung undeva și eu să-mi fie și mie mai bine, vă rog frumos, votați! Sunt Adrian, mi se spune Vasile, și sunt Adrian, vă iubesc pe toți românii din România și de peste hotare. Spun ca Domnul Dumnezeu să vă dea sănătate și multe binecuvântări anului 2013! Adi, am fost primul tău reporter, este materialul pe care ți-l dau pentru Pâine și Circ. Dacă ești mulțumit, poate mă și angajez la emisiunea ta să-ți fac astfel de momente. Pentru Pâine și Circ, Sorin Ghirea, dragi telespectatori, Baricada TV!